Bine, la revedere. Bună seara! Suntem în direct pe pagina Partidului Verde și pe paginile mele personale, de altădată activist civic, acum de câteva luni și eu membru în Partidul Verde, cu care am afinități doctrinare. M-au pus, iată, la treabă din primele zile de când a venit aici și m-au rugat să moderez o astfel de emisiune despre grijile, preocupările colegilor noștri verzi. Azi vorbim pentru prima dată cu un coleg din Maramureș, cu domnul Lorand Ilieș. Da, și perfect, deja bună seara. Se pare a treia, a patra oară cu colegul nostru de Dolj, din Craiova, cu Mihai Stoian. Bună seara, Oleg, bună seara, Laurent, bună seara tuturor. Eram pregătit să vorbim despre biodiversitate, dar am avut niște probleme tehnice și de organizare, de aceea ne repliem și ne gândim să vorbim despre alegerile locale, pentru că se pare că și partidul de la guvernare a avut chiar azi o întrunire, o adunare în foișorul din curtea partidului și se pregătesc să desemneze deja candidați. Noi, dumneavoastră, avem candidați, suntem pregătiți să facem față, să concurăm cu partidele mari, istorice, cum se numesc ele, dar care s-au prins mucegai în fapte reprobabile de-a lungul istoriei. În opoziție sau la guvernare, noi suntem pregătiți să le facem față, să începem de la Oradea, de la Baia Mare. De la Baia Mare. Noi suntem în curs de pregătire, lucrăm, ne-am înființat ca și filială de Maramureș în urmă cu 3 săptămâni. Iar în astea 3 săptămâni am fost foarte harnici, am înființat în Baia Mare filiala, în Sighet am înființat filiala. Eu voi dori să candidez pentru primăria Baia Mare, avem un sighetean cu care acum negociem să candideze și el în Sighet. Înființăm filialele în tot județul Maramureș. Am fost chiar weekendul acesta, colegul meu Cristian Robaș a organizat o întâlnire la Cavnic, frumos la munte, unde ne-am întâlnit cu mai mulți care au fost interesați de proiectul nostru. Lumea e deschisă pentru a face ceva nou, o construcție nouă și o construcție care să ajute la un schimb de a face politică, deci un alt mod de a face politică. Apropo de nou, de partid, de filială nouă, chiar zilele astea m-a întrebat un puști din Maramureș, dintr-un sat, dacă avem loc și pentru copii de 14 ani în partidul nostru. Se pare că legal, statutar, n-au drept de vot, nu pot să fie membri, dar într-o organizație de tineret așa, am putea să deschidem ușile și pentru adolescenți, da. Nu? Eu când am organizat sau am contribuit la organizarea protestelor din Baia Mare cu legea justiției, am dus ambii copii, am un copilaș de aproape 2 ani și unul de 4 ani, am dus pe ambii copii la proteste împreună cu soția, deci ei deja învață ce înseamnă latura civică. Și pas cu pas o să înțeleagă cât de importantă e implicarea în zona civică, apoi în zona politică. Practic ne influențează fiecare zi activitatea noastră și atunci nu putem să fim indiferenți și să spunem că eu nu mă amestec, eu nu mă implic, ci deopotrivă trebuie să ne spunem cuvântul, da? Trebuie să ne expunem punctul de vedere și să fim cât de implicați în comunitate și cât de implicat în politică, pentru că acolo se iau deciziile importante pentru viitorul nostru. Da, ați observat așa o legitate? Care ar fi media de vârstă a membrilor care au participat la constituirea filialelor, a organizațiilor locale? Dat fiind faptul că doar 3 săptămâni avem de când muncim la modul intens de a înființa filialele și considerăm că mai avem încă în jur de 6 săptămâni cât mai putem să ne concentrăm pe asta, că după aceea clar trebuie să fim focusați 100% pe campanie electorală. În perioada asta am vorbit mai mult cu oameni maturi, cu oameni care au un 30 și 40 de ani. Eu de altfel în luna viitoare fac 40 de ani și am regăsit multe persoane din generația mea care... Mulțumesc la fel. Deci vârsta cetățeanului activ, implicat.
Da, exact. Încă nu am ajuns la modul serios către tineri, pentru asta e nevoie să derulăm niște evenimente în aer liber, evenimente care să fie interesante pentru cei de vârsta 18, 20, 20 și ceva de ani și să-i atragem și pe alături de noi. Pur și simplu, faptul că se apropie așa de repede alegerile și mai sunt doar 14 săptămâni, pe noi ne face să ne concentrăm pe ce este important la această etapă. Și cum am zis, e înființarea de filiale, pentru că în județul Maramureș nu exista așa ceva și Partidul Verde nu avea o poziție acolo. Iar acum, de când ne-am înființat în 3 săptămâni, asta facem, înființăm filiale, facem pagini de internet și aducem cât mai mulți oameni în Partidul Verde să le explicăm că dorim să contribuim și să chiar să fim o schimbare la alegerile care urmează. Domnule Stoian, cum stați cu tinerii și care e atitudinea, nu știu, dumneavoastră de lider, de filială față de atragerea tinerilor? E foarte importantă sau partidul nostru rămâne generalist, deschis tuturor categoriilor de vârstă? Nu, dimpotrivă, asta am spus-o mereu la fiecare ieșire, la fiecare întâlnire, că tinerii sunt foarte importanți și noi vom pune tinerii în mijlocul nostru, pentru că, propriu-zis, ce vom face și ce ne dorim să facem le va influența automat viitorul. Doar că va trebui să ducem muncă de convingere că într-adevăr suntem diferiți și ne dorim să facem lucrurile diferit și vedem lucrurile diferit, trebuie să facem lucrurile astea, pentru că asemenea seniorilor și nu numai, lumea este destul de reticentă în ceea ce privește politica și oamenii politici, ce vor ei să facă și de fapt unde cred ei că vor să ajungă cu toții politicienii zilelor noastre. Se pare că seniorii tocmai se implică mai mult, că deja pensionați sau înainte de pensionare nu prea mai au alte interese și înțeleg cât de importantă e implicarea cetățeanului în viața politică, pe când tinerii nu participă nici la vot, nici în partide, nici în ONG-uri ca Exact. voluntari și asta e îngrijorător. Și de Este foarte asemenea, cam îngrijorător. aceeași problemă e în privința femeilor. S-ar părea o categorie majoritară socială, dar femeile, iată aici în Balcani, nu prea se implică în viața publică. Ați observat și dumneavoastră în Gorj, în În Maramureș, cazul în Dolj. nostru la Maramureș, în cazul nostru la Maramureș, femeile se implică. Chiar avem colege de partid foarte active pe latura asta. Trebuie să spun că pe Baia Mare, pe filiala de Baia Mare, vicepreședinte, sunt trei femei foarte drăguțe și implicate și chiar contribuie la construcția care o facem acum. Deci, practic, noi avem o echipă în care suntem bărbați, femei, într-o mai mică măsură deocamdată tineri de 20 și ceva de ani, dar cum am zis, adinaurii, o să facem niște programe pentru ei ca să-i atragem. Practic, trebuie să ne prezentăm și să-i convingem că noi chiar ne interesează viitorul lor și viitorul nostru, că până la urmă, noi la 40 de ani suntem în continuare tineri, nu? Iar copiii noștri, eu doresc cel puțin să rămână aici, să construiască aici, sau chiar dacă merg să studieze afară, să se întoarcă aici. Pentru asta trebuie fiecare generație să contribuie pentru o construcție solidă. Și corupția trebuie să fie cea care este eliminată, investiții serioase făcute în România, aduși bani europeni în comunitățile care trăim. Și atunci, dacă există o dezvoltare, există o construcție, atunci există interes, există cultură, există interes să rămâi aici. Deci, din punctul meu de vedere, omul activ, omul proactiv trebuie să facă și să fie un exemplu pentru ceilalți cetățeni care să contribuie la rândul lor. Eu cred că românul nu are nimic în minus față de orice alt cetățean european. Chiar consider că noi suntem harnici, suntem ambițioși, muncitori, deci putem face treabă foarte bună să ne reconstruim țara noastră, nu? Iar dacă nu o facem acum, când? Nu știu dacă românul nu e un caz special, nu cumva în orașul dumneavoastră primarul fiind la Dubă a fost votat, acuzat de corupție.
Sau tot în nord acolo, Da, nord-vest. așa este, așa este. Lumea l-a votat, dar trebuie să încercăm să înțelegem. Chiar am colegii care l-au votat și am întrebat de ce ai făcut asta. Păi a făcut mai mult decât primarul anterior. Păi că mi-a fost milă de el. Iar aici trebuie să comunicăm cu oamenii și să explicăm că astfel de decizii sunt importante și ne influențează pe următorii 4 ani sau chiar mai mult. Și trebuie un pic analizat mai profund și încercat de văzut ce alți candidați sunt. Și tocmai asta e una dintre motive care m-am implicat și eu. Și la Baia Mare mai avem colegi, Remus Petrovan, Cristi Robaș, care n-au făcut sau au făcut foarte puțină politică și s-au implicat și se implică tocmai pentru a fi o alternativă pentru ceea ce există în momentul de față. Cu cât concurența este mai mare, cu atât, atât competiția este mai bogată. Deci ideea e că trebuie să ne implicăm constant, cum am zis, să fim proactivi, să comunicăm eficient, să comunicăm constant, să spunem ce vrem să facem, de ce vrem să facem și să fim și noi insistenți, pentru că așa putem să convingem lumea și odată ce am convins lumea să ajungem în diferite poziții cheie, acolo e de muncă, trebuie muncit, încât a dus banii europeni, unde suntem la primării, în consiliul locale, a dus bani, a făcut investiții și a făcut treabă bună. Trebuie să fie un exemplu de urmat, nu? Și atunci, altfel cum? Doar prin implicare. La Craiova, domnule Stoian, ați observat evoluția mentalității colective, atitudinii, a percepției corupției? Oamenii mai continuă să zică, fură, dar face și continuă să mai voteze din ăștia suspecți, acuzați sau chiar condamnați pentru corupție? Pare să nu se schimbe foarte mult situația anterioară a tendinței de vot asupra vechilor personaje cu care ne-am obișnuit și cu, exact cum spunea colegul, că a furat, dar a făcut și treabă. Avem în continuare asemenea personaje care revin în primul plan al vieții politice craiovene, dar cu siguranță noi trebuie să venim cu un plus de valoare și să identificăm toate situațiile, toate problemele existente în județ și în localitate, să le arătăm locuitorilor că lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie și aici putem să vorbim câteva săptămâni cel puțin. Vorbim de rețele de apă, rețele de canalizare, vorbim de lipsă de drumuri și de infrastructură în general, vorbim de lipsă de pistă de biciclete, vorbim de lipsă de spații verzi în oraș, vorbim despre absolut orice, vorbim despre piața unde, propriu-zis, toți fermierii din județ ar trebui să-și valorifice marfa și acolo este o chestie așa unde te înfioară numai gândindu-te că oamenii ăia poate să-și vândă marfa pe asfalt în 40 de grade, roșiile și cartofii și castraveții acum pe vremea aceasta. Vorbim de nepăsare, vorbim de toate sistemele care s-au conturat în jurul administrațiilor și regiilor, sisteme făcute să se dea și să se primească și să se învârtă banii și afacerile. Da, asta trebuie să facem, astea, să le arătăm oamenilor că lucrurile nu sunt ceea ce trebuie făcut, să le arătăm în fiecare zi că bogățiile locale sunt o chestiune nemaipomenită, avem un mediu înconjurător, chiar dacă nu suntem în Bucovina sau în Maramureș, avem o zonă minunată și aici la Dolj, unde ar putea fi făcute multe lucruri minunate. Doar dacă se dorește, doar dacă dorim să facem lucrurile astea și să ne implicăm. Astfel, mereu am solicitat tuturor oamenilor de bună intenție să vină alături de Florin Călinescu și de Partidul Verde pentru ca împreună să ne apucăm de treabă și mai departe să rezolvăm aceste probleme. Colegul nostru Doru deci Rebenciuc, pot,
întreabă comentariu pe Facebook, care e viziunea verzilor din Maramureș pentru combaterea corupției, în special în domeniul silvic? E foarte importantă chestia asta acolo? Da, e important pentru că Maramureș este probabil județul sau printre județele cele mai cu defrișările cele mai desfăcute, cele ilegale mă refer. E o problemă destul de serioasă. Chiar am avut o întâlnire cu Savla Montiști în weekendul acesta și am discutat subiectul ăsta. E multă nepăsare, cum zicea colegul de la Craiova, și lipsă de interes. Per exemplu, furtunile sunt destul de prezente în ultima perioadă și pur și simplu rup brazii, îi pune la pământ, dar nu vine nimeni ca să curețe pădurea. Acolo e un brad care, dacă îl tai frumos, îl poți valorifica, pentru că odată ce vântul l-a pus la pământ, n-ai ce să-i mai faci. Dacă îl lași acolo, putrezește, intră tot fel de insecte în el și după aceea putrezește și nu e în regulă. Tu poți curăța pădurea și acel lemn care natural a picat la pământ, că n-ai ce să faci, asta este, se poate valorifica. Iar în altă parte, probabil se fac multe defrișări ilegale. Deci problema trebuie supravegheată și noi trebuie să reușim să facem aceste filiale în tot județul ca să avem oameni peste tot, la acești oameni să putem apela, să lucrăm îndeaproape cu autoritățile, încât să putem să tragem semnale de alarme și chiar să intervenim, încât problema asta să fie cât mai mult discutată și găsite soluțiile care sunt ca să fie redusă. Iar plantarea de copaci trebuie să fie un sport național pentru noi verzi. Chiar eu îmi propun, am discutat cu colegul meu, președinte pe Maramureș, Remus Petrovan, ca noi să facem sport național, dacă vreți, sau acolo la noi, Maramureș, de plantarea copacilor. E și foarte frumos, e plăcut și noi suntem verzi, trebuie să facem treaba asta. Asta pe De o acord cu parte, pe cealaltă dumneavoastră, parte, dacă pe cealaltă parte permiteți. legat de corupție. Legat de corupție, aici trebuie intervenit și nu trebuie să ne lăsăm distrași într-o parte sau alta, sau interesele personale de grup să fie primele. Trebuie să vedem, să susținem interesele cetățeanului și interesele comunității și atunci putem să producem schimbări. Te rog, colegul. Tot despre corupție vă întreba domnule Stoian, spunea că tot colegul nostru Rebenciuc zice că acolo în sud domină clanuri organizate de corupți, de mafioți și se subordonează mafiei roșii zona ca pe niște feude. Da și nu. Totul se întâmplă cu acordul și cu știința autorităților. Este foarte clar că lemnul din pădure nu pleacă singur și nu pleacă fără ca Pe picioare. cineva să știe cu exactitate ce se întâmplă acolo. În urmă cu mai bine de o jumătate de an, când ABI ne constituiserăm noi ca și organizație județeană la Dolj, imediat a fost marșul pădurilor și al pădurarilor. Iar colegii din toată țara au organizat în fiecare localitate, colegii la București a fost un marș foarte puternic, la Timișoara a fost un marș foarte puternic, iar noi la Craiova ne-am organizat în asentimentul marșului și am făcut lucrul acesta. Am constatat cu părere de rău că la marșul respectiv, în afara noastră, celor câțiva membri ai organizației, 5, 6, 10 câți am fost, nu a venit niciun pădurar, nu a venit niciun, eu știu, orice altă persoană despre care era marșul. Deci, propriu-zis, era marșul pădurilor și al pădurarilor. Oare ce pădurar putea să vină la marș și să se solidarizeze cu marșul? Un pădurar cinstit, nu? Dacă există așa ceva.
Despre asta este vorba. Lucrurile nu sunt ceea ce trebuie și numai cu implicare, cu găsirea personajelor care să înțeleagă și să dorească să se implice. Cu plantatul este o chestie foarte, foarte interesantă. Ne dorim și noi să facem aceste lucruri, doar că nu vom rezolva cauzele. Corect, Cauzele, corect. exact cum spunea domnul președinte Florin Călinescu, de fiecare dată trebuie înăsprite legile din punct de vedere al controalelor, al ocoalelor silvice, al pădurarilor și așa mai departe. Deci, dacă mereu spuneam că nu se poate și că nu se dorește, din ce în ce mai mulți oameni și colegi îmi spun că există și cealaltă treabă, că este vorba de incompetență. Deci nici nu se vrea, nici nu se poate, se și fură foarte mult pe toate părțile, dar este și foarte multă incompetență la mijloc. Poate Și ați aici auzit zilele vorbim în astea în general, nu Parlament de primari, s-a de... discutat problema despăduririlor și chiar s-a votat cu o majoritate neașteptată înființarea DNA-ului pădurilor. Și îl întreb pe Silviu Dumitru ca să-l includem și pe secretarul general al Partidului Verde în discuția noastră. E o mișcare electorală de PR sau s-ar putea să aibă efect un DNA specializat pe protecția pădurilor? Da, bună seara colegilor Bună și seara, Silviu. majestatilor. Bună seara. Coleg, e bună întrebarea. Încă nu știm, se pare că a fost dat pe grabă, pentru că se apropie campania electorală. Deja e contestată de o parte de câteva partide, mă refer la USR, și dacă ne uităm bine pe lege, nu este reglementată, nu sunt normele de aplicare și cum să se pună în practică, că poți să ai o lege bună, dar dacă nu are norme și nu se poate pune în practică și nici nu are cine să respecte, pentru că legi în România există, dar din păcate nu se respecte și nici cei care ar trebui să supravegheze, să urmărească punerea în practică a legilor, nu o fac. Și așa că cele mai bune legi le putem avea, că sunt și acum legile în ceea ce privește fondul forestier, codurile Corect. silvice, Nu se reglementare. respectă nimic. Dar cei care trebuie să facă lucrul ăsta, se pare că unii dintre ei chiar împreună cu cei care taie lemne sunt complici. Aici Avem gardă situația este destul forestieră, gardă de mediu, da, și nu opresc. de... Da. Eu cred că ceea ce a spunea președintele partidului și propunem noi mai mult să înființeze nu DNA-ul ca DNA-ul, pentru că DNA-ul e o structură care e greoaie, trebuie ceva, o structură care să intervină foarte rapid, adică să se înființeze ceva de fel de poliție sau ranger, și cum spunea domnul președinte Exact. Călinescu, care să facă echipaje care să aibă în teritorii, de să fie împărțite aceste zone și să răspundă de ele, oamenii să aibă ranger și să aibă arme, camere de luat vederi și să fie urmăriți prin GPS în timp real. Și așa se poate face. Și Cred, toate adică. astea acumulat cu satelitul care vede tot. Păi da, cu GPS-ul. Știm situația din nordul țării, e foarte gravă, mai ales și în zona Maramureșului, de unde este colegul. Acolo sunt mari probleme să taie și nu se știe, adică se știe cine taie, dar nu se ajunge la procese. Deci toată zona de nord a țării, dar nu numai, și Moldova, are probleme foarte mari. Aici, Loran, cred că poți să-mi spui ceva din zona de nord, acolo cum ce se întâmplă în Maramureș, că știu că inclusiv zona Borșa, partea asta spre Borșa, da. zona cu Ucraina, sunt tăieri masive de păduși necontrolate, nesupravegheate. Se pare că e întreagă rețea mafiotă care controlează lucrul ăsta în toată țara. Da, așa este. Aici Partidul Verde e foarte important să capete putere, să zicem așa, ca să poată să-și impună un punct de vedere asupra problemelor care există pe partea asta. Celelalte partide până acum nu au luat o poziție, chiar dacă problema asta nu este de ieri, de azi. Problema asta este mai veche. Defrișările se făceau și înainte și mafia pădurilor exista și înainte. Acum, practic, se continuă ceea ce se făcea și înainte și trebuie stopată. Iar, într-adevăr, dacă nu o să ai o lege solidă și normele de aplicare încât să poți să impui legea,
și să impui legea cu forța, că altfel nu poți să faci în cazul de față, doar avem și pădurar împușcat, mort în serviciu, da? Deci trebuie un pic să ne întărim pe partea asta. Iar în Borșa, acolo nici nu știu ce să zic, cu armata trebuie să mergi ca să impui legea. Deci e clar că legile degeaba sunt făcute dacă ele nu se aplică. Și aici autoritățile, într-adevăr, trebuie ajutate, acum puteți înțelege orice, încât să se implice și realmente să se impună legea. Ajutate pe o parte pot să fie înarmați pădurari, da, și să fie monitorizați cu GPS, exact cum a zis înainte. Pe o parte, pe cealaltă parte, supravegheați, încât poate dacă sunt corupți să fie scos din sistem și înlocuiți. Ca așa degeaba nu ești ranger dacă ei se comportă ca și pădurarii. Eugen Trif, colegul nostru din Germania, zice... Eu aș vrea să completez ce a spus colegul mai devreme. Vedeți, în situații de criză trebuie luate măsuri de criză. Tăierile pădurilor sunt cum se întâmplă și acum cu situația de coronavirus și COVID. Deci e o situație de urgență declarată la nivel național și ca atare se iau măsuri speciale. Și tăierea pădurilor este ajuns până la urmă la o așa de situație că tot un fel de urgență se întâmplă și cu pădurile. Și atunci, prin similare cazurile, credem că, așa cum s-a întâmplat la Suceava, țineți minte la spitalul acela care nu s-a mai putut, toți doctorii de acolo s-au îmbolnăvit, cei care mai erau n-au vrut să mai intre la servici. Și a venit armata. A venit armata. Deci soluția în cazul pădurilor, tăierii pădurilor, este ca să implice armata pentru o perioadă de timp, pe toate zonele acelea, să preia cumva armata controlul ăsta al respectării legilor. Și vorbeam și cu colegul din Turcia, acea situație este și cu Delta Dunării, unde este un pescuit sălbatic. S-a ajuns acolo, dar toată au intrat cu plasele și în zona protejată biosfera Delta Dunării, care are o graniță, care acolo normal nu trebuie să intri cu nimic. Acești pescari au intrat până acolo și pescuie și acolo. Deci, și plus că să tai stup, s-a intrat din ce mai mult. Se pare că nu mai există organele care trebuie de control, cum să spun, nu-și mai fac treaba. Pur și simplu nu-și fac treaba. Cum nu-și fac treaba nici în delta, nici la păduri, nici... Și atunci trebuie intervenit în forță. Singura metodă de forță până se reglementează este cu armata, militarizarea, pentru că și așa armata stă în cazări. Și de ce să stea în cazări când poate face ordine până la urmă? Că unde sunt situații de urgență, asta e, aplicăm la armată până se reglementează situația și revin înapoi administrațiilor locale sau celor care trebuie să ocupe. Cred că asta trebuie să întâmple și cu pădurile și cu Delta Dunării și cu alte locuri unde există un abuz din acesta de furt și neglijență și corupție. Se pare că zilele astea... situația de urgență care trebuie tratată. Ministerul Mediului se pare că face consultări zilele astea ca să elaboreze un cadru nou, un normativ legal pentru colectare de ciuperci speciale trufe, ci că umblă braconierii și sapă toată pădurea cu sapa, cu hârlețul, cu târnăcopul, sapă toată pădurea ca să găsească trufe. Când zice se în lumea civilizată se umblă cu câini speciali dresați ca să le găsească trufele alea, să nu dăuneze naturii. Și atât guvernul abia acum a observat problema asta și s-a apucat să facă consultări publice. Dar vorba dumneavoastră, poate ar fi trebuit să intervină în forță întâi să oprească fenomenul și după aceea să găsească o soluție. Mircea Șoima, colegul nostru de pe Facebook, comentează. Asta e de viitor. Momentan sunt povești. Trebuie să privim, să fim activi local și sprijiniți central ca să devenim cunoscuți ca partid. Trebuie proiecte simple și de efect local, să discutăm între noi. O idee bună din Baia Mare poate să vină și în Sibiu. Așa e necesară comunicare. Nu suntem cunoscuți. Prioritizați acțiunile. Noi avem grupuri de comunicare deschise pentru toți membrii de partid. Fiecare filială își face grupul de comunicare. Avem și pagini de Facebook unde interacționăm. Avem și grupuri de WhatsApp unde comunicăm. Poate că ar trebui mai puțin să se felicite oamenii cu ocazia Sfântului Cutare sau a zilei de naștere și să comunice despre proiecte, despre idei, mă gândesc.
Și îi și invităm la această tribună verde, care este, se cheamă Verde în Față, moderată de Oleg, să vină aici, să aibă Iată, curaj. da, și chiar am vrea inițiative din teritorii, să nu trebuiască să tragem de ei ca cu cârligul, hai vă rog participați, ar trebui ei, ele să vină de acolo, de pe loc, să zic că vrem Dacă să ne promovăm la nivel național sau internațional, că Facebook-ul e global, nu-i așa? Corect. Dacă îmi permiteți, punctul meu de vedere este că pe o parte trebuie să avem organizare internă în care să încercăm să ne dezvoltăm ca și partid. Pentru că suntem un partid cu un procent mai micus, trebuie să creștem procentul și atunci organizarea internă, înființare de filiale, aduși oameni care au vizibilitate și care sunt capabili, poate chiar specialiști, este important. Dar pe lângă asta trebuie să avem și evenimente care derulăm ca să fim vizibili. Trebuie să vadă lumea că muncim, nu doar ne organizăm, ci și muncim și facem treabă bună. Și atunci putem să avem proiecte mici care sunt mai simple de organizat, două, trei proiecte mici care le faci în câteva întâlniri, le derulezi frumos, poate strângi gunoi în oraș, peturile sau, nu știu, cu animalele ceva sau cu spațiul verde ceva. Dar totodată trebuie să ne intereseze proiectele majore, cum am discutat în momentul de față de partea de pădure sau poate de gropile de gunoi care sunt ilegale și în Baia Mare este o groapă de gunoi imensă care e ilegală de foarte mult timp. Uniunea Europeană o declarată ilegală și nu se construiește alta, e o problemă, nu selectăm. Eu am încercat în urmă cu 2 ani să selectez, dar n-am avut ce să fac după ce l-am dus jos la gunoi. Drusalul, firma care colectează gunoiul, l-a amestecat. Adică eu din apartament l-am selectat și ei jos l-au amestecat. Deci eu le-am găsit pline. Multe probleme. Da, sunt foarte multe probleme care ne privesc ca și Partidul Verde și putem face treabă bună. Important să fim, cum am mai zis, proactivi și să ne implicăm, pentru că problemele astea nu o să dispară de la sine, ci noi trebuie să găsim soluții la ele și poate fiind de exemplu pentru alții și alții o să se alăture nouă sau pur și simplu și ei o să se implice să mai rezolve câte o problemă în comunitățile care trăiesc. Da, să nu nu ne avem de nicio proiect. Mare dificultate în a identifica problemele, că peste tot, la fiecare Există. Pas sunt probleme și parcă toate sunt aiurea în tramvai și ne la locul lor. Iar marele atu al nostru este faptul că putem vorbi liber. Nu ocrotim Corect. Niciun interes. Niciun interes și aici mă refer la niciun interes. Și o mare diferență e că avem acum acces la rețele sociale și putem să facem activism și politic și civic gratuit de acasă, online, mai ales și dată fiind criza asta sanitară care nu prea ne permite nici să ne adunăm în încăperi, nici să fim foarte mulți oameni organizați. Deci să nu ne temem de proiecte online, în felul ăsta poate vrăjim și tinerii care abia așteaptă să se implice, să participe, stând acasă, în fața computerului sau la gadgetul din dotare. Eu vin tot așa în completarea colegilor că probleme sunt în toată România, se cam știu. Cam știm ce se întâmplă în toate domeniile, dar noi, Verzi, venim și cu soluții. Mare parte dintre ele au fost denunțate de președintele Călinescu în live-urile pe care le-a avut, soluții pentru, cum am spus mai devreme, ceea ce privește tăierea lemnului în mod abuziv a pădurilor. Avem și pentru economie și pentru justiție, pe toate domeniile avem soluții. Ele sunt cuprinse într-un program politic, care este un draft, este aproape gata, pot să vă zic că e destul de mare, are 69 de pagini deja, este în consultare în conducerea noastră și curând va fi pus pe site și arătat publicului, pentru că se pot, avem soluții pentru, în general, pentru toate lucrurile, cum a zis și președintele. Noi nu venim doar să spunem că sunt probleme, venim și cu soluții, inclusiv, cum a spus colegul, pentru managementul deșeurilor. E o problemă foarte mare, mai ales în zonele urbane, unde cantitatea de gunoi generată este imensă și nu e rezolvată această problemă. E exact ca în anii 90, gunoiul în continuare se duce la groapa de gunoi, se amestecă. Noi venim și cu soluții în genul ăsta. Avem chiar în conducerea partidului un coleg care are o întreprindere de reciclare. Deci mare parte din gunoiul care se aruncă poate fi reciclat.
și efectiv să, nu, ce, să, ce ajunge la groapa de gunoi ar trebui să fie numai gunoi menajer, care poate fi folosit ca pentru biocombustibil, producere de biogaz. Și o să le enumerăm, e timpul scurt, dar vreau să specific faptul că avem soluții și nu spunem, nu vorbim numai de probleme. Oamenii știu, toți s-au săturat să ascultă numai de probleme și vor oameni cu soluții. Noi venim cu soluții. Și de aceea vă rog de acum să vorbim și de soluții. De fiecare dată când prezentăm o problemă, ne documentăm din programul nostru și spunem și soluțiile pentru problemele respective. Oamenii așteaptă soluții. De exemplu, ce soluții avem pentru corupția încetățenită și foarte răspândită la nivel local, nu? Că vorbim despre alegerile locale. Cum facem ca să oprim angajările pe sprânceană, pe interes mafiot, de rude în primării, să se facă concursuri pentru funcții publice? Sau cum facem ca să oprim folosirea automobilului, a microbuzului primăriei în interes de clan mafiot? Nu-i așa că ar fi bună idee să le desenăm pe toate, să scriem pe ele mașină din bani publici, mașina primarului, să fie foarte clar și dacă o vezi la nuntă sau la picnic, imediat să-ți aprindă becul, să pornești telefonul, să-i registrezi, să denunțe măcar șefului primarului, consiliului, nu? Păi, cred că, în primul rând, legile permit lucrul ăsta, pentru că, sigur, asta se întâmplă, legile sunt permisive, legea administrației publice locale și legile care reglementează sistemul administrativ birocratic, trebuie să redus, deci numărul de personal care există în administrație, să poate într-o primărie, să poate lucra, cred că cu jumătate, mai puțin de jumătate din personalul actual, dar este menținută acolo pe considerente electorale. Și noi la București chiar am venit de curând, cred că știți deja și am și publicat, asocierea noastră, de fapt au venit în Partidul Verde colegii de la Asociația Alianța Metropolitană București-Ilfov cu proiectul acela de desfințare a sectoarelor și de reducerea birocrației. București și Ilfov să devină, să aibă o singură administrație, astfel încât lumea să nu mai fie, în primul rând, birocrația pe toată lumea enervează. Te plimbi de la birou, de colo-colo, nu-ți rezolvă nici chișeele acestea unice pe care au promis că le vor face, nu prea există, trebuie să te duci de colo-colo, când ai de plătit taxe, impozite, te duci dintr-o parte în alta Bucureștiului și la un moment dat nici nu mai funcționează. Te duci acolo, spune că a căzut serverul, nu e la ghișeu. Deci acest lucru trebuie să dispară cât mai repede. Digitalizarea, care intră tot așa în programul nostru de guvernare, vorbim de ce se întâmplă în administrații. Mandatele primarilor, noi verzii susținem să fie reduse la 2 mandate. Nu se poate să fii primar pe viață, cum se întâmplă. Oricât de bun primar ai fi, cred că se mai găsești și alți primari care pot fi poate chiar mai buni decât actualii. Cumva președintele țării are 2 mandate și primarii sunt mai buni decât un președinte de țară și au ei câte mandate vor. Deja se creează, oricât de bun ar fi primarul, își creează o mafie în jurul lui și aduce, mafiotizează pur și simplu administrația respectivă cu oamenii fideli pe care îi pune să facă lucruri pentru el, îi controlează prin alți angajați. Deci e clar, mandatul mai mare, mai mult de 2 mandate, încurajează mafia administrației și asta trebuie redus la fel și la președințe de consilii județene și pe funcții de conducere unde o persoană stând prea mult pe o funcție, sigur va abuza după prea de timp, va începe să abuzeze. Măcar asta e o metodă sigură de a încerca să stopezi după 2 mandate dacă reușește cumva să se perpetueze, că reușesc în general, pentru că alegerile sunt un singur tur, un alt lucru nedemocratic care nu s-a reușit la alegerile acestea, ca să se introducă două tururi pentru primari. S-a rămas la un singur tur cu tot felul de artificii făcute de PSD și PNL, clar pentru a-și menține numărul de primari și care iau în țară, că cei mai mulți are PNL-ul și PSD-ul. Deci clar a fost făcută de ei pentru ei, în avantajul primarilor pe care ei speră să le aducă voturi la parlamentare. Deci este un concept mafiot de a face politică. Și PSD-ul și PNL-ul
Asta e modul lor de a face politică, acesta mafiot, în care își mențin acești primari, care la rândul lor îi condiționează pentru voturi, spunând dacă nu lași un singur tur, nu o să mai primești voturile de la mine, pentru că eu conduc, eu știu ce se întâmplă în comuna asta. Și cam asta se întâmplă. Deci e o rețetă mafiotă care e pusă în practică foarte bine. Da, degeaba legea prevede ca pe site-ul primăriei și la vizierul primăriei să fie lista cu angajați și cu salariile lor, inclusiv primarul și portarul, toată lumea. Degeaba prevede legea asta dacă nu se afișează și nimeni nu le cere socoteală. Ar trebui cumva gândit un mecanism ca, nu știu, orice cetățean curios sau revoltat să poată sesiza organele care să-i pedepsească, să-i amendeze pentru nerespectarea acestei prevederi legale. Că legea acum, păi, cum zici dumneata, legile sunt bune, legile prevăd, dar nimeni nu le respectă și nimeni nu le verifică. Păi, Oleg, tu ai trecut prin asta, ții minte la primărie, primăria comunei, orașul, cum o cheamă, de București, la Bragadiru, unde n-ai fost lăsat să intri în ședință publică, cu toate că legea prevede lucrul ăsta, primarul a ți-a interzis și a chemat și poliția pe lângă asta să te scoate și te amendeze. Deci așa, asta se întâmplă în România. Păi, ar trebui o soluție să aici este presiunea mecanisme. Publică. Deci fără presiune publică nu putem, ajungem la dictatură. De aceea trebuie să avem presiune publică. Noi cei care suntem în opoziție, în momentul de față, trebuie să reacționăm și să fim conectați la realitate și conectați acolo la ce se întâmplă și să intervenim. Iar în momentul în care o să fim la conducere, să zicem așa, atunci trebuie să dăm dovadă de un alt mod de a face lucrurile. Trebuie să fim un exemplu, să facem altfel lucrurile. Doar așa poți. Când ești în opoziție, te opui și atunci este un minim de echilibru sau există o șansă să fie un echilibru. Când ești acolo, încerci să faci treabă bună. Altfel cum? Ce, stăm acasă? Statul acasă nu ajută. Zicem că trebuie legi mai bune, dar cele existente nu se aplică. Din punctul meu de vedere, vă împărtășesc foarte pe scurt o întâmplare. În Baia Mare nu a fost făcută într-o iarnă o dezăpăzire. Deci a fost dezastru. Era zăpadă până la genunchi, se aluneca în ultimul hal, accidente, oamenii picau. Chiar în anul în care Cătălin Cherecheș era în închisoare și el a vorbit, din câte se zicea, ca să nu iasă mașinile la dezăpezit, ca să arate că cât de rău e fără el. O trecut perioada respectivă și eu, în calitate de cetățean, am dus de la niște servisuri, farul sparte, gență sparte, diferite articole din asta de mașină și i-am mulțumit la cetățenii de acolo, adică consilierul local și primarul în funcție, cel interimar, că ce treabă bună au făcut pentru dezăpezirea care exista în iarna anterioară. Adică dacă tu ca și cetățean nu te implici sub nicio formă ca să tragi un semnal de alarmă sau să vii cu o propunere sau să vii cu o soluție, Silviu vorbea de soluții, corect, unde sunt probleme trebuie să existe și oameni care vin cu soluții. Deci e clar că doar prin implicare se poate și această implicare are diferite forme. Odată tragi semnalul de alarmă, altă dată vii cu soluția. Deci trebuie să fim conectați cât de mult la tot ce se întâmplă zi de zi și să ne implicăm, să fim proactivi dacă doriți. Acum când suntem în opoziție, ne place implicarea cetățenească. Când o să ajungem oare în consilii sau chiar primari, o să ne placă să vină cu petiții și cu proteste la poartă, la ușă. Iată, eu am scris la primărie sectorul 5 vreo câteva depeșe. E adevărat, e-mail, că eram închis în casă. N-am primit niciun răspuns și semnalam probleme importante. Și au sute de angajați acolo, chiar niciunul nu poate să răspundă la chestia asta. Că aș putea să-i dau o judecată în baza legii despre petiționare și despre contencios, nu? Își doresc? Sau se bazează pe justiția care să le țină parte? Și asta e o soluție, dat un judecată. Deci și asta e o necesitate, pentru că, de exemplu, un pieton merge pe trecerea de pieton care este marcată cu o vopsea specială de către firma care, la care i s-a atribuit acea lucrare.
iar vopseaua respectivă este lucioasă și în anumite condiții alunecă. Și trece cetățeanul, plătitor de impozite, și pur și simplu pică, își rupe mâna pe trecerea de pieton, pentru că vopseaua care s-a aplicat pe trecerea de pieton nu este cea potrivită. Păi cine-i de vină? Păi cine e responsabil de problema asta? În cazul nostru, primăria și cei care sunt în parte de executiv și răspunde problema asta. Ei bine, oamenii ăștia trebuie dați în judecată și mustrați într-un fel sau altul. Ori sub formă de salar, ori cumva să fie mustrați, încât dacă nu le spui, dacă nu le tragi de mânecă, lucrurile tot așa vor continua. Deci ceva trebuie să se schimbe ca să mergem în altă direcție, nu? Dacă tot la fel facem lucrurile, nu se schimbă nimic. Și atunci a dat un judecată cetățeanul sau oricine este una dintre soluții. De ce nu? Da, e o soluție, dar e o soluție care ia timp. Din păcate, sistemul nostru juridic e foarte greoi. Să ajungă prin procedurile judecătorești, să ajungă ca un proces să dureze ani de zile. Și poate trezești după aceea că se și intră și să prescrie, că a trecut termenul. Deci sunt multe cazuri, și le știți, cazuri și cazuri celebre, care, nu știu, în mod aranjat sau nearanjat, stau cu ani pe la tribunale și nu se întâmplă decât că după un tip te trezești că și nu judecă procesul. Adică după 2 ani de judecată, vine în alta curte și zice, păi trebuie rejudecat procesul și nu s-a întâmplat nimic. Și trec ani. Deci trebuie sistemul juridic reformat și noi aici avem și propunem în acest sens. Un proces n-ar trebui să dureze atât, ar trebui spus clar, n-ai voie mai mult de nu știu câte termene și într-o perioadă relativ scurtă, foarte scurtă, să se rezolve. Deci această tergiversare, cred că și asta este lăsată așa cumva în mod voit în sistemul judiciar și toate aceste proceduri. Deci nu este normal ca după 11 luni de-abia să-i vină hotărârea lui Oleg acasă referitor la amenda pe care a luat-o după... Păi a durat 11 luni redactarea, că procesul a mai luat una. Redactarea deciziei a durat 11 luni. Oricum, dar trebuie seama, să-i descurajăm oamenii. Din România, care cum funcționează, de asta și ei se bazează. Toți care fac lucrurile astea ilegale, cu subconștientul lor, știu sau cumva, sunt siguri că, domne, ok, dacă se întâmplă și mă reclamă cineva sau mă prinde, după 2-3-4 ani poate să prescrie procesul sau dă acolo un an, doi cu suspendare și el a rămas cu milioanele sau cu afacerile puse foarte bine. Cam asta e logica gândirii în România a celor care fură, cum să spune, și corupți. Ei spun oricum, ori scap de proces în timp, ori dacă este, îl duc acolo și iau cu suspendare ceva, dar rămân cu averea. Cam asta e logica în România a oamenilor care fac corupție. Dar cât timp înainte ziceai că nimeni nu-i mai presus de lege, dar acum vine PSD-ul, cum a fost și cu legea justiției, și o modifică, deci fac ce vor din lege, e clar că nu e în regulă. Și asta s-a putut face pentru că a avut ei destul de aproape majoritatea, adică au format-o cu câteva... înțelegerea, au format majoritatea. Deci vedeți că cei care au majoritatea și nu este un echilibru, dau în acea direcție, mai ales partidele istorice care le lipsește partea de moralitate, fac ce vor și nu mai respectă nici legile, nici cetățeanul, nici viitorul țării, nici patriotismul mai există. Deci lor, modelul foarte serioasă. E modelul clasic care toți se uite spre politicieni și cei din Parlament. Dacă ei peste tot sunt arătați că sunt corupți și că au tot felul de practici ilegale, atunci celălalt ce spune? Bă, dacă Parlament se fură și toți își fac de cap, noi de ce nu? Și e și vorba românească, peștele de la cap se împute. Capul unde l-ai? În Parlament, nu? Și în guvern. Dacă acolo este dat, pentru că ei dacă ar fi corecți și ar da legile și l-aș respecta și ar sta cu presiune pe organele, să zicem, pe instituțiile statului să respecte legea, ar fi, dar ei n-au nici interes să facă lucrul ăsta pentru că ei nu interesează țara, comunitatea, ci cum să mai facă niște afaceri, să mai facă rost de bani cât prind acolo, că nu mai știe că intră următorul mandat, că așa gândesc mulți, să patroan, să duce prin... unde este el, zice, sunt deputat, am afaceri, își plătește locul, totul este pe căpătuire acolo. Sunt puțini politicieni care se gândesc
și la treburile astea normale ale statului, de conducerea statului, de emiterea de lege. Restul sunt pe combinații, cum se spune la noi. Aștept pe combinații. Ajung pe combinații și fac numai combinații acolo. Să revenim Aproape la toți. tema noastră inițială, alegerile locale. Cum aveți de gând să comunicați cu alegătorii, potențiale alegători, cu electoratul, dacă, iată, trebuie să mergem cu mască pe față și să nu ne apropiem mai mult de 2 metri și să nu stăm în local? Vă gândiți la campanii pe internet, la pliante puse în cutia poștală, la evenimente cu megafonul sub geam, dar nu vă apropiați că nu-i voie? Eu, din câte știu, la autoritatea electorală permanentă, legea care a modificat legea, nu, ordonanța de urgență care a modificat legea 151 și care a trecut ca și lege prin Parlament, nu știu, e la promulgare la președinte, pe lângă faptul că a prelungit mandatele aleșilor până la 1 noiembrie, aleșilor locali, nu a rezolvat problemele de bază, pentru că ei au spus acolo să reduc la jumătate numărul de semnături, dar ele au rămas în continuare pe procedura clasică de strângere pe stradă, de la om la om. Adică acest DSP face reguli peste tot și dă peste tot proceduri cum ce trebuie făcut pe stat distanța socială, dar în schimb la alegeri încă nu avem proceduri de strângere a semnăturilor, pentru că ar trebui să spună, domnule, să stă la un metru jumate, tot așa cu prevăd, adică ei cumva se bat cap în cap aceste propuneri ale lor cu situația de COVID. Și cred că aici ei lucrează cumva, am înțeles că se gândesc cum să se facă strângerea de semnături. Chiar suntem curioși să vedem care sunt procedurile, cum să strâng semnăturile astea scrise așa pe hârtie. Și al doilea lucru, vrem să vedem cum se votează la secția de votare. Probabil că tot așa, va fi lumea aliniată, va sta cineva pe care îi verifică dacă stă la un metru jumate unul față de celălalt, toți au mască. Nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta, dar e stupid. Adică noi am propus votul electronic să fie introdus Partidul Verde ca să se rezolve și problema asta pe lângă democratizarea procesului de votare și dreptul oamenilor de a vota indiferent de unde se află, pentru că sunt oameni plecați prin străinătate, muncesc sezonier, oamenii sunt lipsiți de dreptul de a vota, pentru că trebuie să vină în țară să voteze în localitatea unde locuiesc și ei totuși stau în țară majoritatea timpului și câteva luni pleacă sezonier și poate în perioada de septembrie sunt la munci agricole. Și aș putea să fac o completare, Silviu, dacă îmi permiți. Nu vreau să spun asta puțin, multe dintre localitățile, mai ales din Moldova, dar și sudul României, cam 40%, 50% aproape din oamenii de acolo sunt plecați afară. Pur și simplu iau domiciliu în comuna respectivă, dar nu sunt acolo. Sunt trecuți pe listingul acela cu alegători în comună, dar ei nu votează pentru că sunt plecați și atunci e normal că primarul votează, este ales cu 30% din 50% din numărul de alegători. Și de seama ce înseamnă asta, vreo 15% în realitate din numărul real al celor care pot vota. Deci e o șmecherie mare de tot ce se întâmplă cu... Și atunci acești oameni care sunt privați de dreptul a vota, ei pot vota electronic, online, și atunci și primarul și autoritățile locale ar fi alese cumva reprezentativ și în mod democratic. Dar nu s-a vrut. Partidele vor să-și mențină puterea cu aceste metode clasice care nu mai contează dacă e COVID. Aici nu. Adică ne spună la televizor, domne, trebuie să respectăm, să facem, să trecem. Dacă vin alegerile locale, acolo nu prea știu ce să ne spună, pentru că le e frică că nu mai sunt aleși cu procentele pe care doresc ei să fie aleși. Deci cam asta am vrut să spun, pentru că noi așteptăm, 27 septembrie este un termen anunțat cumva de premierul Ludovic Orban, dar se tot discută, pentru că se pare că PSD-ul nu agrează 27, vrea o săptămână mai devreme. Eu, deci cumva, se pare că nu se înțeleg cum să se împartă puterea și sunt cumva, le e frică că această situație de urgență le poate schimba raportul și atunci caută să
caută soluții să-și facă ei aranjamentele și nu reușești totul amână așa și ne ține și pe noi în eșarcă. Da, problema nu e doar Dar momentul votării, ziua votării și nu e doar colectarea de semnături, dar însă și campania electorală, comunicarea cu alegătorii, distribuirea de pliante, încercarea de a convingere, nu? Pentru ce se dă o lună la dispoziție? Ca să interacționeze politicienii cu eventualele lor alegători. Și cum vom interacționa? În ce fel? Mi-amintesc că erau interzise corturile prin oraș, nu se autoriza. E... mai că dictatură. Cred că va fi online. Deja online e folosit și de la legile trecute. Grosul campaniei va fi dus pe online. Vor fi puse bannere pe stradă, probabil afișe în continuare, dar online nu va fi principalul mod de a face campanie. Au vrut să zică și Mihai și Loran. E clar că partidele istorice sunt favorizate de această situație, pentru că ei au oameni în teritoriu, au primari și toată situația asta practic nu ne permite nouă să ieșim și să ne punem în mișcare la modul foarte puternic. Pentru noi este un handicap, dar totuși noi trebuie să ne reinventăm de fiecare dată și peste tot ca să fim deschiși, să comunicăm eficient, să transmitem cât de multe informații cetățenilor și să ne vadă că suntem prezenți, dornici de a intra în această luptă politică și da, să convingem cetățenii așa cum putem. Și clar că soluția va fi online, nu? Cu atât mai mult dacă se agravează pe parte de coronavirus lucrurile. Dacă lucrurile merg în direcția bună, atunci noi avem 13-14 săptămâni în care putem face ceva și foarte important să fim proactivi, să ne punem în mișcare și să ne întâlnim cu cât mai multe persoane, să sunăm cât mai mulți prieteni apropiați, să-i convingem că noi suntem o parte din soluție și clar suntem cei mai noi pe partea de politică. Mulți sunt care n-au mai făcut, oameni noi care n-au mai făcut politică și eu cred că asta este un avantaj. Pe partea de corupție, clar că este un avantaj. Domnul Stoian a vrut să comenteze despre... Vreau să fac o paranteză și să aduc o completare la ceea ce spunea cu votul electronic. Silviu despre votul electronic. În ziua de astăzi, nu știu dacă știți, dar orice fermier, cât ar fi el de mic, care cere finanțare, cere sprijin prin diverse scheme de ajutorare de minimis, este obligat să dețină semnătură electronică. Deci, oricât ar fi el de mic și ar avea nevoie de un ajutor de minimis, o schemă de minimis, este obligat să dețină semnătură electronică. Dacă acel fermier care cere un ajutor de minimis este obligat să dețină semnătură electronică, cât de greu poate să fie și vot electronic în lumea, în toată lumea? Plătește online și face tranzacții și lucrurile nu se vor. În afara incompetenței, trebuie să convingem lumea că asta ne dorim, lucrurile simple, să le facem și să le rezolvăm. Și votul electronic să nu fie exclusiv, ci alternativ, măcar pentru început, câteva sigur. Variante, eu știu, vreo 5-10 ani, să se poată vota și electronic, la distanță. Dar deocamdată propunerea nu există voință politică. Propunerea noastră este ca să fie a treia modalitate de vot, în afară de votul clasic la secția de votare, votul prin corespondență și votul online, electronic. La alegere. Da, cine vrea să voteze electronic, să înregistrează pe portal cum se înregistrează acum prin corespondență. Românii din străinătate pot intra pe votstrăinătate.ro și acolo se înregistrează pentru vot prin corespondență și se livrează acasă prin poștă un plic cu buletine de vot pe care le ștampilează și le trimite. Așa și un vot, să zicem, votonline.ro sau nu știu, un site, unde poți să cine vrea online să înregistrează cu o perioadă de timp înainte până la data de și te-ai înregistrat, votezi online. Deci e foarte ușor, nu e nimic greu în asta, totul e să vrea.
Stimați domni, vă mulțumesc mult pentru participare. Dacă vreți o idee, o concluzie de final, dacă nu, închidem aici că ne-am făcut datoria față de patrie și față de partid și n-am vrea să obosim publicul vorbind mai mult de o oră, vorbind mai mult de o oră. Sper Dar să ne întâlnim pe baricade. Veniți alături de Partidul Verde. Da, capul sus, privirea înainte, de noi depinde. Împreună putem face treabă excelentă. Și nu trebuie să ne fie frică că îi putem schimba. Totul este implicarea oamenii să fie activi, să se implice în politică, în Partidul Verde și alte partide noi. Trebuie să schimbarea să face din politică, în primul rând. Corect. Mulțumesc foarte mult pentru participare, mai ales debutantului Laurent Ilieș, prima dată din Baia Mare, Maramureș, domnului Mihai Stoian din Craiova, Dolj, și Silviu Dumitru, secretar general al Partidului Verde. Eu sunt Oleg Brega și sper să ne revedem în fiecare luni, miercuri și vineri seara pe pagina Partidului Verde. La revedere!